Care este amprenta teroarului local? Care e amprenta Rasova în toată această poveste complexă? În această poveste vorbim de soare. Soarele este simbolul nostru. Rasova este regiunea sau partea de Rasova. Noi suntem regiunea viticolă cu cea mai mare perioadă de soare din țară. Peste 2100 de ore de soare. Izolație maximă. Vinul are, soiurile au parte de soare, de zahăr, secoc. Este o coacere cumva ponderată de prezența Dunării și a Mării Negre și atunci strugurii au timp să se coacă în tignă, cum îi place lui Răzvan Maci să spună, să ajungă la maturitate de plină mai lent. Pentru că în momentul în care le accelerezi în coacere, ele devin brutale, devin foarte alcoolice, devin arzătoare. Și nu cred că e cazul... Alcoolul perfect integrat în lichidul. Echilibru, exact. Echilibru este cuvântul. De echilibru. Trebuie să spun, să mărturisesc că acest tip de vin, spun tip nu, pentru că nu e doar acest vin, sunt vinurile de înaltă clasă, te obligă să le cunoști. Nu poți să le bei dintr-o înghițitură fără niciun fel de atenție la ce așa se este. Întâmplă. Vinul de înaltă clasă, la fel ca literatura de calitate, trebuie, adică, trebuie să ai un pic de experiență înainte să le abordezi.